Erau în fața școlii în timpul orelor, ce puteți vorbi la acest moment? Ce pot să vă spun este că, deși elevii sunt elevii școlii noastre, ei nu trebuiau să fie acum în incinta școlii sau lângă școală, programul lor începând la ora 13.30. Am înțeles că această întâmplare s-a petrecut în apropierea școlii, în parcul de lângă școală. Mai multe informații nu vă pot aduce pentru că nu știu mai multe. Da, despre cei doi elevi, o fată și un băiat de 16, respectiv 17 ani, da? Eu vorbeam de cei doi elevi băieți. Băieți. De cei doi băieți. Fata nu o cunosc, am văzut o imagine, dar nu știu numele. Dar ai fi tot din școală de aici? Așa am înțeles de la cei doi copii. Dar nu știu dacă este adevărat sau nu. Așteptăm ancheta poliției. Din ce ați vorbit, sunt elevi, eu știu că au mai făcut probleme de-a lungul timpului, care probabil... Unul dintre ei mi-a fost eleva anul trecut și era chiar un copil cu minte care nu crea probleme. S-a fi fost o altercație din ce ați putut afla așa la primul... Nu știu să vă spun și nu vreau să mă pronunț fără a avea niște informații concrete. Bun. Și din punct de vedere didactic vor avea probleme dacă cumva se descoperă că au fost vinovați de cele întâmplate? Vor fi băgați într-un consiliu și acolo vom discuta mai multe. Nu știu dacă vom avea probleme sau dacă ei vor avea probleme sau nu.